Bujor, încă un meci dramatic, încă un final pe muncii de cuțit, data asta n-a ieșit. Ce crezi că v-a lipsit? Bună seara, în primul rând, nu știu dacă ne-a lipsit foarte mult de a scoate cel puțin un punct. A fost un meci frumos, intens, cu adrenalină multă, cu dorință multă, dar din păcate a fost scorul în favoarea lor. Nu putem schimba nimic decât să mergem înainte. O fracțiune de secundă eram mai atenți, puteam scoate un egal liniștit. Cât de mult crezi că a contribuit atmosfera din sală cu ambele galerii la spectacolul din teren? Având în vedere că este ultimul meci acasă, a fost o atmosferă foarte, foarte frumoasă. N-am mai trăit așa ceva de foarte mult timp și de fiecare dată când ne era greu am simțit publicul aproape de noi și pe această cale vreau să le mulțumesc din suflet că sunt alături de noi, indiferent de rezultatele pe care le avem. Eu zic că în teren arătăm dorință, dăruire, până la ultima picătură. Câteodată iese, câteodată nu iese. Ăsta e sportul, până la urmă trebuie să fie un câștigător și un învins, dar astăzi a fost să fie Focșani. Poate la următorul meci vom fi mai lucizi în unele situații de inferioritate și vom fructifica mai bine situațiile. Mulțumesc!